Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit! Iată-ne iarăși în incinta Deva Mall, Saldor, unde se desfășoară o nouă etapă a calificărilor din cadrul concursului de cultură generală Citești și câștigi. Concursul este conceput și organizat de Biblioteca Județeană Ovid Însușianu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Evenimentul este transmis în direct la postul local de televiziune Hunedoara TV, căruia îi mulțumim. Premiile puse la dispoziție de organizatori sunt: pentru locul întâi, 8 biciclete, pentru locul al doilea, 8 tablete, locul al treilea, 8 telefoane mobile cu cartelă. La acestea se adaugă cărți, diplome, trofee și premii surpriză. Toate acestea au fost oferite cu generozitate de către sponsorii noștri: Carpat Cement Holding S.A., Complexul Deva Mall, Fundația Mereu Aproape, Top Tech Deva și Vodafone, cărora le mulțumim. De asemenea, îi mulțumim domnului Ovidiu Miheț pentru sonorizarea impecabilă asigurată în timpul concursului. Echipele care se întrec astăzi reprezintă: Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus din Orăștie, echipa fiind coordonată de doamna profesoară Elena Claudia Graure și pe ai cărei membri îi rog să se prezinte, începând cu liderul. Mă numesc Marius Alexandra, elev în clasa 12. Mă numesc Linu Rebecca Simona și sunt în clasa 9. Mă numesc Ekel Mariana, clasa 12. Bună ziua, mă numesc Comănici Ionuț și sunt în clasa 12-a. Vă urez succes! Numele meu este Albu Alin și sunt elev în clasa 12-a. Mulțumim! Și Colegiul Tehnic Matei Corvin din Hunedoara, echipa fiind coordonată de doamna profesoară Adina Băcean și pe ai cărei membri îi rog de asemenea să se prezinte, începând cu liderul. Mă numesc Jean-Pan Alexandru, clasa 12-a. Mă numesc Barbon Crinișor, clasa 11. Mă numesc Ciobanu Denis, clasa 9. Mă numesc Silion Robert, clasa 9. Mă numesc Șerban Ana Maria și sunt în clasa 11. Mulțumim! Jurul concursului este format din domnul Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovid Însușianu Hunedoara Deva. Doamna Luminița Vulcan, șeful Serviciului Relații cu Publicul. Domnul Daniel Oprean, analist programator. Și doamna Carmen Drăgoi, bibliotecar. Înainte de a trece la desfășurarea propriu-zisă a competiției, doresc să vă reamintesc pe scurt regulamentul. Așadar, avem 5 domenii ale cunoașterii: știință, artă-sport, literatură, geografie și istorie. Pentru fiecare domeniu au fost selectate câte 6 teme, din care concurenții vor alege 4. Fiecare domeniu este obligatoriu. Din fiecare temă se vor adresa 2 întrebări, astfel încât la sfârșitul confruntării veți fi răspuns la 40. Întrebările adresate au fie 4 variante de răspuns, din care doar o variantă este corectă, fie 2 variante, adevărat-fals. Răspunsurile vor fi notate de liderul fiecărei echipe pe tablițele din fața voastră. Se va nota atât litera din dreptul răspunsului, cât și răspunsul, iar la expirarea timpului și la semnalul meu veți ridica tablițele. Timpul alocat formulării unei întrebări și a răspunsului este de 1 minut. Pentru fiecare răspuns corect, primiți un punct. Echipa care la sfârșitul confruntării a acumulat cele mai multe răspunsuri corecte este câștigătoare, urmând să primească 3 puncte în clasamentul grupelor. Dacă scorul va fi egal, ambele echipe primesc câte un punct. Și pe încă o precizare, pe durata competiției veți putea folosi una dintre rezervele echipei cu mențiunea ca liderul să anunțe schimbarea înainte de a se afișa întrebarea, iar rezerva respectivă să rămână în echipă până la sfârșitul confruntării.
Pentru a stabili care dintre cele două echipe alege prima domeniu, invit liderii să extragă un bilet din bol. Deci, Liceul Tehnologic, îmi dați bilete? Liceul Tehnologic Nicolae Solahus din Orăștie va deschide concursul și își va alege primul domeniu și tema. Vă doresc mult succes! Istorie. Și tema? Mari descoperiri arheologice. Prima întrebare. Cum se numește cunoscutul monument dobrogean ridicat de Apolodor din Damasc, descoperit în secolul al XIX-lea? A. Columna lui Traian. B. Tropeum Traianii. C. Obeliscul lui Burebista. D. Sica Dacica. Să arătați răspunsurile voastre. Echipa liceului din Orăștie răspunde C, obeliscul lui Burebista, iar Colegiul Tehnic Matei Corvin răspunde B, Tropeum Traianii. Varianta corectă este Tropeum Traianii, ridicat de Apolodor din Damasc la sfârșitul primului război dacoroman. Un punct pentru Colegiul Tehnic Matei Corvin. Întrebarea a doua. În 1980, pe malul Dunării, la Hinova, s-a descoperit un cunoscut tezaur cuprinzând 9639 de piese de podoabă. A. Adevărat. B. Fals. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Tehnic Matei Corvin răspunde B, fals, iar Liceul Tehnologic Nicolae Solahus răspunde A, adevărat. Varianta corectă este A, adevărat. Este cel mai mare tezaur preistoric din istoria României, descoperit, recuperat integral de statul român și toate piesele sunt din aur. Un punct pentru liceul din Orăștie. Colegiul Tehnic Matei Corvin alege domeniu și tema. Istorie. Mitologie greacă și romană. Prima întrebare. Cine este zeul tânăr, frumos, strălucitor, poet și muzician, reprezentat cu un arc de argint? A. Apollo. B. Ares. C. Ra. D. Ahile. Thank you.
arătați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin spune A, Apollo, același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie, iar varianta corectă este aceasta, A, Apollo, felicitări, fiecare echipă primește un punct. Întrebarea a doua. Cine este fiul Afroditei, reprezentat sub forma unui copil ce aruncă săgeți pretutindeni? A, Eros, B, Pan, C, Paris, D, Hermes. Să vedem ce ați răspuns. Matei Corvin răspunde A, Eros, iar Liceul Tehnologic din Orăștie spune D, Hermes. Varianta corectă este A, Eros, cel care îi face și pe muritor și pe zei să se îndrăgostească. Un punct pentru Colegiul Tehnic Matei Corvin. Liceul Nicolau Solahus alege domeniul și tema. Științe. Elementele substanțele chimice. Prima întrebare. Care este cel mai maleabil metal? A. Oțelul, B. Aurul, C. Cuprul, D. Fierul. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Matei Corvin răspunde C, cuprul. Același răspuns dă și Liceul Nicolau Solahus, iar varianta corectă este aurul. Nu primiți niciun punct. Întrebarea a doua. H2SO4 este formula chimică A. A. Acidului sulfuric. B. Acidului clorhidric. C. Acidului cianhidric. D. Acidului sulfuros. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Matei Corvin spune A, acid sulfuric. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolau Solahus și aceasta este și varianta corectă. Un punct pentru fiecare dintre echipe. Matei Corvin alege domeniul și tema. Artă, sport, fotbal și fotbaliști. Prima întrebare. În timpul campionatului mondial din 1990, Diego Maradona a jucat contra României. A. Adevărat, B. Fals.
arătați răspunsurile. Colegiul Matei Corvin spune A, adevărat. Același răspuns dă și liceul Nicolaus Solahus. Varianta corectă este A, adevărat, a marcat și un gol. Un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Cu cine a jucat Steaua în Supercupa Europei din 1987? A. Dinamo Kiev, B. Barcelona, C. AC Milan, D. Real Madrid. Să vedem răspunsurile voastre. Colegiul Matei Corvin spune A, Dinamo Kiev. Liceul Nicolaus Solahu spune C, AC Milan, iar varianta corectă este A, Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Cupelor. Nicolaus Solahu, vă rog să vă alegeți domeniul și tema. Literatură. Și o temă? Viața și opera lui Ionuca Caragiale. Prima întrebare. Care dintre următoarele tipuri de comic nu se întâlnește în opera lui Ion Luca Caragiale? A. Comicul de caracter. B. Comicul de limbaj. C. Comicul de confuzie. D. Comicul de situație. Să vedem răspunsurile voastre. Colegiul tehnic Matei Corvin răspunde C, comicul de confuzie, și același răspuns dă și liceul tehnologic Nicolaus Olahus. Răspunsurile voastre sunt corecte, un punct pentru fiecare dintre echipe. Întrebarea a doua. Cum se numește candidatul trimis de la centru pentru a fi ales deputat în județul X, care apare în comitia O scrisoare pierdută? A. Zaharia Trahanache. B. Take Farfuridi. C. Agamemnon Dandanache. D. Nae Cațavencu. Răspunsurile voastre. Colegiul tehnic Matei Corvin spune C, Agamemnon Dandanache. Același răspuns dă și liceul tehnologic Nicolaus Olahus. Varianta corectă este C, Agamemnon Dandanache. Un punct pentru fiecare dintre echipe. Colegiul tehnic Matei Corvin, vă rog să vă alegeți domeniul și tema. Geografie. Județul Hunedoara. Prima întrebare.
Ce important monument al naturii și istoric se găsește la Țebea? A. Gorunul lui Horea. B. Copacul lui Crișan. C. Gorunul lui Zian. D. Gorunul lui Blaga. Să vedem răspunsurile voastre. Colegiul tehnic Matei Corbin răspunde A. Gorunul lui Horea. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie. Răspunsurile voastre sunt corecte. Un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. În care dintre următoarele localități din județul Hunedoara nu s-a exploatat aur? A. Certej. B. Gura Barza. C. Săcărâm. D. Petrila. Prezentați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin spune de Petrila, iar Liceul Tehnologic Nicolae Solahus, îmi pare rău, varianta corectă este cea a Colegiului Tehnic Matei Corvin, care mai primește un punct. În acest moment, Colegiul Tehnic conduce cu 10-7. Liceul din Orăștie își alege domeniul și tema. Geografie. Delta Dunării. Delta Dunării. Prima întrebare. Plaurul este format dintr-o împletitură de rizom de stuf și rădăcini ale altor plante acvatice în amestec cu restul organice și sol. A. Adevărat. B. Fals. Arătați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin spune A, adevărat. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie. Răspunsurile voastre sunt corecte, câte un punct pentru fiecare dintre echipe. Până la 20 de plante se pot întâlni în această pătură plutitoare. Întrebarea a doua. În ce mod își sporește delta Dunării suprafața? Datorită aluviunilor aduse de Dunăre. B. Datorită eroziunii munților Măcinului. C. Datorită defrișărilor. D. Datorită evaporării apelor Dunării.
arătați răspunsurile. Matei Corvin răspunde A, datorită aluviunilor aduse de Dunăre, și același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolae Solahus din Orăștie. Răspunsurile voastre sunt corecte. Ambele echipe primesc câte un punct. Colegiul Tehnic Matei Corvin alege un domeniu și o temă. Geografie. Recorduri geografice. Prima întrebare. Care este cel mai lung fluviu din lume? A. Nil, B. Amazon, C. Mississippi, D. Dunărea. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune A. Nil. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolae Solahus. Răspunsurile voastre sunt corecte, câte un punct pentru fiecare echipă. 6.695 de kilometri are fluviu. Întrebarea a doua. Care este cel mai mare lac glaciar din România? A. Zănoaga, B. Bucura, C. Lacul Mioarelor, D. Florica. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune B. Bucura. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie, iar varianta corectă este B. Bucura, cu o suprafață de 8,9 hectare. Fiecare echipă primește un punct. Liceul Tehnologic Nicolae Solahus alege domeniul și tema. Științe. Și o temă. Anatomie umană. Prima întrebare. Ce este sternul? A. Un os, B. Un mușchi, C. O cavitate, D. Un țesut. Arătați răspunsurile. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune A. Un os. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolae Solahus, iar varianta corectă este osul pieptului. Un punct pentru fiecare echipă. Pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Care dintre următoarele organe are rolul de a filtra sângele? A. Inima, B. Rinichiul, C. Ficatul, D. Plămânul.
Să vedem ce ați răspuns. Colegiul tehnic Matei Corvin răspunde B, Rinichiul, iar Liceul Tehnologic din Orăștie răspunde C, Ficatul. Varianta corectă este B, Rinichiul. Un punct pentru Colegiul Tehnic Matei Corvin. Ficatul, rol eventual în metabolism. Colegiul Tehnic Matei Corvin alege domeniu și tema. Literatură. Scriitor român interbelici. Prima întrebare. Pădurea spânzuraților, roman scris de Liviu Rebreanu, se bazează pe un fapt real. Care este acesta? A. Executarea fratelui lui Liviu Rebreanu, acuzat de dezertare și spionaj. B. Înrolarea lui Liviu Rebreanu în armată. C. Începutul celui de-al doilea război mondial. D. Intrarea României în război în 1916. Să arătați răspunsurile. Colegiul Tehnic Matei Corvin răspunde A. Executarea fratelui lui Liviu Rebreanu, acuzat de dezertare. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie. Varianta corectă este executarea fratelui lui Liviu Rebreanu, acuzat de dezertare și spionaj. Câte un punct pentru fiecare dintre echipe. Întrebarea a doua. Cărui poet i-a consacrat George Călinescu un volum biografic? A. Mihai Eminescu. B. Ion Creangă. C. Nicolae Filimon. D. George Bacovia. Să vedem răspunsurile voastre. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune A. Mihai Eminescu. Liceul Tehnologic din Orăștie răspunde C. Nicolae Filimon. Iar varianta corectă este A. Mihai Eminescu. Un punct pentru echipa Colegiului Tehnic Matei Corvin. Filimon a fost poet. În acest moment ați parcurs 20 din cele 40 de întrebări. Echipa Colegiului Tehnic Matei Corvin conduce cu 18 la 13. Eu vă doresc succes în continuare. Liceul Tehnologic din Orăștie poate se mobilizează și recuperează din diferență și vă reamintesc că acest concurs de cultură generală, Citești și câștigi, este organizat de Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Liceul Tehnologic din Orăștie alege un domeniu și o temă. Artă și sport. Și o temă. George Enescu. Prima întrebare. În ce an a fost organizată ultima ediție a Festivalului Internațional George Enescu? A. 1958, B. 2013, C. 2014, D. 2010.
rog să arătați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin răspunde C, 2014. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie, iar varianta corectă este 2013. În 2014 nu s-a organizat festivalul, nu primiți niciun punct. Întrebarea a doua. George Enescu se stinge din viață la Paris în anul A. 1944, B. 1955, C. 1967, D. 1942. Răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin răspunde B, 1955, iar Liceul Tehnologic din Orăștie răspunde C, 1967. Varianta corectă este B, 1955, la 4 mai, un punct pentru Colegiul Tehnic Matei Corvin, care alege și domeniul și tema. Istorie. Monarhia în România. Prima întrebare. Unde se află necropola casei regale a României? A. Curtea de Argeș. B. Putna. C. Alba Iulia. D. București. Arătați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin răspunde C, Alba Iulia, iar Liceul Tehnologic din Orăștie răspunde A, Curtea de Argeș. Varianta corectă este Curtea de Argeș, aleasă în 1914 de Carol I. Felicitări, un punct pentru echipa Liceului din Orăștie. Întrebarea a doua. Coroana regală a României, care a fost turnată din țeava unui tun otoman capturat în timpul războiului de independență, este cunoscută sub numele de A. Coroana de oțel, B. Coroana de fier, C. Coroana de bronz, D. Coroana de aur. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul tehnic Matei Corvin spune A, coroana de oțel. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolae Solahus din Orăștie. Răspunsurile voastre sunt corecte, câte un punct pentru fiecare echipă. Liceul Tehnologic Nicolae Solahus alege un domeniu și o temă. Științe. Și o temă. Flora și fauna României. Prima întrebare.
animalul numit și antilopa carpaților, care sare fără elan de pe o stâncă pe alta câte 7 metri, este A. Capra neagră, B. Iepurele de câmp, C. Lupul cenușiu, D. Muflonul. Vedem ce ați răspuns. Colegiul Matei Corvin spune A, capra neagră, același răspuns, dă și Liceul Tehnologic din Orăștie. Răspunsurile voastre sunt corecte. Câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Cioara este la fel de inteligentă ca cimpanzeul și delfinul. A, adevărat, B, fals. Răspunsurile. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune B, fals, iar Liceul Tehnologic din Orăștie răspunde A, adevărat. Varianta corectă este A, adevărat. Un punct pentru echipa liceului din Orăștie. Este a doua specie după om ca și inteligență la egalitate cu cimpanzeii și delfinii. Colegiul Tehnic Matei Corvin alege domeniul și tema. Geografie. Și o temă? Capitalele lumii. Prima întrebare. Ce oraș este situat pe râul Is și este capitala Albaniei? A. Skopje. B. Zagreb. C. Salonik. D. Tirana. Arătați răspunsurile. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune D, Tirana. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie, iar răspunsurile voastre sunt corecte. Câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Cum se numește capitala Boliviei? A. Ulaanbaatar. B. Alma-Ata. C. Baku. D. La Paz.
arătați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin spune D la Paz. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus. Răspunsurile voastre sunt corecte. Un punct pentru fiecare echipă. În acest moment, Colegiul Tehnic Matei Corvin conduce cu 23-19. Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus alege un domeniu și o temă. Științe. IT. Prima întrebare. Care dintre următoarele nu este un sistem de operare? A. Windows. B. Linux. C. Mac OS. D. Visual Basic. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune de Visual Basic. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus. Răspunsurile voastre sunt corecte. Un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Dropbox este un serviciu gratuit de stocare în cloud. A. Adevărat. B. Fals. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune A. Adevărat. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus. Răspunsurile voastre sunt corecte. Un punct pentru fiecare dintre echipe. Colegiul Tehnic Matei Corvin alege domeniu și tema. Literatură. Personaje din opere literare. Prima întrebare. Cine este cel mai iubit dintre pământeni? A. Victor Petrini. B. Petrică Nicolau. C. Ciceo. D. Weintraub. Arătați răspunsurile. Colegiul Tehnic Matei Corvin spune A. Victor Petrini. Liceul Tehnologic din Orăștie răspunde B. Petrică Nicolau. Varianta corectă este A. Victor Petrini, personajul principal al operei. Un punct pentru Colegiul Tehnic Matei Corvin. Întrebarea a doua. Cine este bădița Vasile din Amintiri din copilărie? A. Învățătorul lui Nică. B. Preotul satului. C. Un negustor. D. Un călugăr.
Să vedem ce ați răspuns. Colegiul tehnic Matei Corbin spune A, învățătorului Nică. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie, iar varianta corectă este cea dată de voi, câte un punct pentru fiecare dintre echipe. Scorul este 27-22 în favoarea Colegiului Tehnic Matei Corbin. Liceul Tehnologic din Orăștie alege domeniul și tema. Istorie. Și o temă. Ștefan cel Mare. Prima întrebare. Conform legendei, Ștefan cel Mare a ales locul mănăstirii Putna trăgând cu arcul. A. Adevărat. B. Fals. Arătați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin spune A, adevărat. Același răspuns dă și Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus. Varianta corectă este A, adevărat. Este amintită de Ion Neculce. Un punct pentru fiecare dintre echipe. Întrebarea a doua. În ce bătălie l-a învins Ștefan cel Mare pe Ioan Albert, regele Poloniei? A. Codrii Cosminului. B. Baia. C. Războieni. D. Podul Înalt. Arătați răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin spune D, podul înalt, iar Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus spune C, războieni. Varianta corectă este A, codrii Cosminului. Nu primiți niciun punct, iar echipa Colegiului Tehnic Matei Corvin alege domeniu și tema. Artă, sport. Și o temă. Monumente din județul Hunedoara. Prima întrebare. Mormântul lui Avram Iancu se află în localitatea A. Hunedoara. B. Țebea. C. Vitra de Sus. D. Deva. Arătați răspunsurile. Colegiul Matei Corvin spune B, Țebea. Același răspuns dă și Liceul Nicolaus Olahus, iar răspunsurile voastre sunt corecte, lângă Gorunului Horea, câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Unde se află, în Deva, statuia pedestră a lui Decebal? A. La intrarea în parcul municipal. B. În fața primăriei. C.
în fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, D, în fața Bibliotecii Județene Ovid Însușeanu. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul tehnic Matei Corbin răspunde C, în fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, iar Liceul Tehnologic din Orăștie răspunde B, în fața primăriei. Varianta corectă este la intrarea în Parcul Municipal, este opera sculptorului Radu Mânzat Moga, profesor la Colegiul din Brad. Nu primiți niciun punct. Liceul din Orăștie alege un domeniu și o temă. Literatură. Și o temă. Basmele copilăriei. Prima întrebare. Cum reușesc Hansel și Gretel, eroii din basmul omonim al fraților Grimm, să găsească drumul înapoi spre casă din pădure? A. Cu ajutorul pietricelelor albe. B. Cu ajutorul pietricelelor negre. C. Urmărind firimiturile de pâine. D. Călăuziți de o privighetoare. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Matei Corvin spune A, cu ajutorul pietricelelor albe, iar Liceul Tehnologic Nicolae Solahus spune C, urmărind firimiturile de pâine. Varianta corectă este cu ajutorul pietricelelor albe, un punct pentru Matei Corvin, firimiturile sunt mâncate de păsări. Întrebarea a doua. Cine deschide ușa lupului în basmul Capra cu trei iezi? A. Iedul cel mic. B. Iedul cel mare. C. Iedul mijlociu. D. Capra. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Matei Corbin răspunde B, iedul cel mare, și același răspuns dă și Liceul Tehnologic din Orăștie. Varianta corectă este iedul cel mare, câte un punct pentru fiecare echipă. Colegiul Matei Corbin alege din artă sport o temă. Muzică rock. Prima întrebare. Una dintre cele mai de succes melodii ale trupei Iris este A. Ți-am dat un inel. B. Pe strada ta. C. Andri Popa. D. Dacă ploaia s-ar opri.
să vedem răspunsurile. Colegiul Matei Corvin spune B, strada ta, iar liceul din Orăștie răspunde A, ți-am dat un inel. Varianta corectă este B, strada ta, un punct pentru colegiul Matei Corvin. Întrebarea a doua. Robert Plant a fost vocalist al trupei. A, The Who, B, Pink Floyd, C, 30 Seconds to Mars, D, Led Zeppelin. Vedem răspunsurile. Colegiul tehnic Matei Corvin spune B, Pink Floyd. Și același răspuns dă și liceul tehnologic din Orăștie. Varianta corectă este Led Zeppelin. Nu primiți niciun punct. Concursul de astăzi s-a încheiat. În urma acestei confruntări conduce Colegiul tehnic Matei Corvin din Hunedoara cu 32-25. Ca urmare, echipa Colegiului Tehnic Matei Corvin din Hunedoara a acumulat 3 puncte în clasamentul grupei. Însă se califică, conform regulamentului, Colegiul Național Avram Iancu din Brad cu 4 puncte. Eu vă felicit! Și nu înainte de a încheia, doresc să mulțumesc încă o dată sponsorilor. Carpat Cement Holding S.A., Complexul Deva Mall, Fundația Mereu Aproape, TopTech Deva și Vodafone. Vă invit, de asemenea, la următoarea dispută a liceelor din cadrul concursului Citești și Câștigi, care va avea loc astăzi de la ora 15 și când se vor confrunta Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani și Colegiul Național Decebal din Deva. Vă mulțumesc!